Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la educație interculturală, vom identifica ce este cultura și care sunt valorile acesteia. Împreună vom călători spre cei doi poli. Aici vom întâlni cel mai frumos fenomen ce poate fi observat pe planetă. Ce fenomen observi în imagine? Foarte bine! Dacă la polul nord întâlnim aurora boreală, la polul sud ce fenomen întâlnim? Ei sunt familia Pingu, vechii mei prieteni. Fac parte dintr-o comunitate mare. Au propria lor cultură diferită de a noastră. Rino nu știe ce este o cultură. Haideți să vedem cum îl ajută familia să înțeleagă la ce se referă cultura. Când spunem cultură, ne gândim la terenuri cultivate, la un om cultivat, la cunoștințe sau la obiceiuri. Mama îi explică lui Rino că este un cuvânt provenit din latinescul colere, care înseamnă a cultiva, a avea grijă. Tatăl îi explică că o cultură reprezintă moștenirea valorilor materiale și spirituale care se transmite la o generație la alta. Ce observăm? Un cuvânt poate avea mai multe sensuri. Cum numim aceste cuvinte? Vreau să-i fim și noi de ajutor lui Rino, de aceea am asociat cultura cu un iceberg. Descrie în câteva propoziții un iceberg. Perfect! Așa arată și cultura. Partea vizibilă a culturii este mult mai mică decât partea invizibilă. Partea vizibilă a culturii se referă la tradiții, obiceiuri, limbă, istorie, religie, artă, bucătărie, îmbrăcăminte. Însă partea invizibilă reprezintă fundația puternică a unei culturi, care este greu de observat. Așadar, părțile vizibile ale culturii sunt expresiile părților invizibile. Expresiile acestei părți sunt norme, roluri, valori, concepte, cooperare, relief, timp, ocupație, drepturi, prietenie, emoții, idealuri. În partea de sus, observăm ceea ce oamenii fac, dețin sau știu despre propria lor cultură. Însă în partea de jos, observăm ceea ce oamenii simt sau gândesc față de propria lor cultură. Analizați elementele vizibile și cele invizibile ale culturii și înfrumusețați acest iceberg cu cel puțin două elemente pentru fiecare parte a acesteia. Am ajuns și în satul eschimoșilor. Iată-l pe profesorul Ruli. El ne spune că la baza unei culturi stă un set de valori, că în familie se formează aceste valori culturale. Educația are și ea un rol important în formarea acestor valori. De asemenea, pacea nu este doar o valoare culturală, ci și una universală. Memoria colectivă. Prin conservarea acestei valori se protejează arta, istoria, acțiunile politice ale unei țări. Patriotismul este valoarea care insuflă cetățenilor sentimentul de apartenență și obligație față de neam, iar libertatea este considerată una dintre cele mai importante valori ale umanității. Toate aceste valori demonstrează complexitatea vieții în societate. Profesorul Julie ne prezintă comunitatea eschimoșilor, care au o cultură proprie, diferită de a noastră. Asta înseamnă că nu există o cultură unică, ci mai multe culturi. Iar cea mai importantă caracteristică a culturii este diversitatea. Profesorul Julie, familia Pingu și a eschimoșilor vor să vă ofere ca suvenir un iceberg. Împărțiți clasa în 4-5 grupe și realizați un iceberg al culturii țării voastre. Pentru fiecare caracteristică vizibilă, scrie exemple de obiceiuri, tradiții, limbă, artă, mâncare, etc., specifice României, după modelul dat. Succes!